Din start vreau să atrag atenția că principala constatare a asociației pe care o reprezint ține în special de aspectele legate de finanțarea campaniilor electorale. Și aici vreau să mă refer anume la grupurile de inițiativă pentru colectarea semnăturilor, pentru că prin revigorarea prevederilor ce țin de colectarea semnăturilor pentru funcția de președinte al Republicii Moldova, practic aceste grupuri de inițiativă au fost prevăzute ca și actori foarte clari ai procesului electoral, în special că ele activează în primele 30 de zile ale perioadei electorale și timp în care nu există niciun fel de prevederi foarte clare cum, în ce mod, de către cine sunt finanțate aceste grupuri de inițiativă, de unde primesc sursele financiare pentru colectarea semnăturilor, cum sunt cheltuite aceste surse financiare, care sunt plafoanele permise pentru colectarea semnăturilor, pentru că noi suntem conștienți că s-ar putea să fie potențiali candidați cu rea credință care să utilizeze acest instrument de colectare a semnăturilor în calitate de instrument de agitație electorală propriu-zisă, înainte de înregistrarea lor oficială, în calitate de concurență electorală.